pornit de la ideea de mască, de alteritate, de alter ego, de ceea ce suntem și ceea ce arătăm. Am pornit de la ideea că artiștii, indiferent de specialități, construiesc imagini, propria imagine sau imaginea altcuiva, cu mijloace diferite și cu plasticități diferite. E o reușită întreaga expoziție cu cei 15 expozanți din mai multe generații. Este una din preocupările mele să fac portret și autoportret în special. Este o formă de a vorbi despre tine. Deși eu fac cu totul alte lucruri în general în ceramică, mă regăsesc foarte bine aici și e o provocare pe care vreau să o continui. Uneori poți fi definit de o compoziție, de o structură, de o tehnică, de o proporție sau de imaginea pe care vrei să o transmiți. Probabil am ceva primitiv și rău și negru și violent și expresionist și pop, cum e acolo, nu știu. De ce sunt numai chipuri de bărbați? Să vor mai expresive. Portretul a incitat pe romani foarte mult, după care am încercat să scăpăm de asemănare, să facem interpretări cu viștii. L-au distrus aproape, nu mai conta asemănarea, dar cred că ne întoarcem iară de unde am plecat, că nu chiar din același punct, că ne întoarcem îmbogățiți cu această experiență, altfel vom citi. Și în același timp nu mă deranjează, ci că folosesc citate, oricare dintre ei. Arta are ca motiv de inspirație nu numai natura, ci însăși arta, adică chiar capitolul artei este un tărâm al inspirației pentru orice creator.